Am avut câteva întrevederi bilaterale pe care le-au solicitat oaspeții noștri. Am discutat mai multe subiecte, ceea ce țin de colaborarea bilaterală între Republica Moldova și statele pe care ei le-au reprezentat. Cu regret, două delegații, în frunte cu doi vicepremieri, este vorba de vicepremierul Ungariei și Federației Rusie, nu au reușit să ajungă la inaugurare, dar în special dacă vorbim de Federația Rusă, de domnul Rogozin, am luat contactul, am fost contactat de către reprezentanții ambasadei și cel mai probabil până la sfârșitul zilei, astăzi domnul Rogozin va ateriza la Chișinău pentru a avea loc întrevederea și un schimb de opinii referitor la agenda ulterioară între Republica Moldova și Federația Rusă. Eu știu că domnul Rogozin cel mai probabil va veni deja și cu invitația oficială pentru vizita oficială de la începutul anului, cel mai probabil în a doua jumătate a lunii ianuarie. Deci imediat ce va avea loc întrevederea, imediat ce voi avea invitația oficială, evident că voi veni cu detalii suplimentare. Atât în pe parcursul ultimilor luni, cât și pe parcursul anilor, am menționat de mai multe ori că Republica Moldova are viitor, poporul moldav are viitor doar dacă vom păstra valorile noastre tradiționale și Biserica Ortodoxă. În acest an am avut ocazia să fiu pe muntele Athos, unde m-am rugat pentru poporul Moldovei. Mă bucur că astăzi la ceremonia de inaugurare au venit și reprezentanți de pe muntele Athos, care m-au binecuvântat pentru lucruri bune pentru poporul moldav și mi-au adus și o icoană.